Caii la fereastră. De Matei Vișniec. E bun vestonul? Da. Nu te roade? Nu, nu am. Parcă are mânecile cam lungi. Nu crezi că are mânecile cam lungi? Nu, nu am. Ia, întoarce-te. Nu te strânge? Nu mă strânge. Parcă simt că te strânge, ia încheie-te. Mi se pare că nasturii sunt cam moi. Nu crezi că nasturii sunt cam moi? Adineauri a trecut un cal. Nasturii nu trebuie cusuți prea strâns. Cu cât îi coși mai strâns, cu atât se rup mai repede. Era un cal roșu cu o pată neagră. Se poate așa ceva? Ai mâncat? Nu. Atunci nu trebuia să spui vestonul. Trebuia întâi să mănânci și după aceea să spui vestonul. Da. Ia și mănâncă. Ai grijă să nu faci firmituri. Firmiturile pătrund cel mai ușor în dușul meu. În fiecare zgârietură din dușul meu zac sute de firmituri. Nu fac. Geamantanul. În geamantan trebuie să păstrezi o ordine de fier. Lucrurile se clădesc, nu se aruncă. Întâi se pun lucrurile mari de care nu ai imediată nevoie, apoi se pun lucrurile mari de care ai imediată nevoie, după aceea se pun lucrurile mici de care nu ai imediată nevoie și la urmă lucrurile mici de care ai imediată nevoie. După aceea strângi curelele și pocnești clapele. Așa. Ai auzit cum sună? Când geamantanul e făcut cum trebuie, clapele sună lin, lin și armonios. Halul s-a întors. Am impresia că dă târcoale prin fața ferestrei. Se poate așa ceva? Ciorapii trebuie ținuți împreună cu batistele. Câte perechi de ciorapi, atâtea batiste și invers. Nimeni nu poate trăi fără batiste și fără ciorapi. Îmi promis că ai să speli în fiecare seară câte o batistă și câte o pereche de ciorapi. Calul e nebun, mă crezi? Se uită mereu în spate de parcă ar aștepta o trăsură. Geamantanul nu trebuie umplut niciodată până la refuz. Cine umple geamantanul până la refuz, jenează pe cei din jur. Calul s-a oprit și se uită drept încoace. Oare trebuie să închidem fereastra? Ai terminat? Dacă ai terminat, poți să bei un pahar cu apă. Este apă fiartă în frigider. Calul se uită drept la mine. Oare cine se uită la mine mă vede? Ai mâncat cam repede. Nu e bine să mănânci repede. Cine mănâncă repede face firmituri. N-ai făcut firmituri
Nu. Parcă am auzit căzând niște firmituri. Eu cred că un bărbat adevărat nu trebuie să facă firmituri. Un bărbat adevărat trebuie să mănânce liniștit, să mănânce tot și să nu facă firmituri. Firmiturile, dacă au căzut în dușul meu, nu mai pot fi scoase niciodată. Din cauza asta, cele mai multe dușuri mele duhnesc îngrozitor. A venit și omul. Acum sunt doi. Calul e vesel. Mai vrei apă? Nici prea multă apă nu e bine să bei. Un bărbat adevărat nu umblă cu burta plină de apă. Se hârjonesc. Eu cred că sunt nebuni amândoi. Calul e viclean, mă crezi? Bocancii! Bocancii! Nu trebuie lăsați murdari peste noapte, pentru că altfel îți cad în cap. Murdăria distruge pielea, roade tot, subțiază tot. Nici prin ploaie nu e bine să umbli cine știe ce. Picăturile de apă sunt, de fapt, foarte murdare. Am auzit că ieri dimineață caii au ocupat abatorul. Se poate așa ceva? Săpunul se păstrează întotdeauna în carcasa la întuneric. El nu trebuie lăsat niciodată la lumină, pentru că se împute. Și dacă te speli cu un săpun împuțit, degeaba te mai speli. Nu, prosoapele ude nu trebuie nici ele niciodată împăturite. Nimic nu atârnă mai greu decât un prosop ud împăturit. Uite și trăsura. Zahărul. Zahărul nu trebuie ținut niciodată în pungi de hârtie. Orice pungă de hârtie are câte o gaură minusculă prin care se scurg milioane de fire de zahăr. Lingurița trebuie ștersă bine după ce o scoți din cana de ceai. Lingurițele ruginesc foarte repede și de aceea e bine să fie smântate la timp. E foarte important ca lingurița ta să ruginească cât mai târziu posibil. Flo, totuși eu cred că o să înhame calul. Cămășile. Cămășile se plăștesc numai după 2 zile. După 3 zile, cămașa se lipește de piele. Când cămașa se lipește de piele, ea trebuie scoasă definitiv. Când plouă, pielea se lipește de carne. După 3 zile, carnea prinde un miros rânced. Nu uita, mirosul de carne rânced e mortal pentru om. Fii atent pe unde pășește, aerul e plin de fum și străzile sunt pline de băltoace. Când ți se zâmbește în stradă, răspunde râzând. Nu împrumuta nimănui lucrurile tale mărunte, cum ar fi acul de siguranță. Dacă cineva te strigă pe stradă, nu întoarce capul. Sunt mii de oameni care poartă numele tău. Trăsura e gata. Nu mai e mult și se întunecă. Stai! Fularul! Fularul trebuie să fie lung și îngust. Numai așa se poate înfășura corespunzător în jurul gâtului. Gulerul trebuie să fie moale și cald. Nu vorbi niciodată cu vântul în față. Nu arăta cu degetul în sus. Nu lovi cu pumnul în masă. Nu trânti cărțile de joc. Nu mototoli bagnotele. Nu umbla desculți pe ciment. Nu adormi cu gura deschisă. Când visezi broaște, fă tot posibilul să te trezești. Scrie-mi în fiecare zi câte o carte poștală. Păzește scoatele și genunchii și nu te gândi la calul roșu cu pată neagră. Nu te apropia de cai. Nu întinde mâna să-i mângâi. Caii au ocupat deja curtea abatorului. Ia banii ăștia. Dar să nu-i ții într-un singur buzunar. Mamă, buzunarele mele sunt cusute. Mamă! A uitat să-și ia bocancii. Stai! 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 Bună ziua, doamnă! Pot să vă ofer aceste flori? Ce flori sunt acestea? Sunt garoafe, doamnă. Eu le-am cules cu mâna mea de pe spațiul verde al regimentului. Vă mulțumesc, domnule! Puneți-le undeva cât mai departe de mine. Mirosul de garoafe mă face să vomit. Pot să le pun sub masă? Mai bine, puneți-le în valiza aceea. Puteți să vă așezați pe valiză, dacă vreți. Mulțumesc, doamnă.
Am să mai stau un pic. Spune-mi, te rog, ești omul cu trăsură? Da, doamnă, sunt omul cu calul. Așadar, dumneata, dădeai târcoalea din aur prin fața ferestrei? Noi, doamnă. Dumneata, crezi că e frumos să ții calul în ploaie? Eu cred că niciun animal, în afară de pește, nu trebuie ținut în ploaie. Mă bucur că gândiți așa. Știți, eu sunt de la regiment. Am trecut deseori prin fața ferestrei dumneavoastră. Părerea noastră e că ferestrele reprezintă o posibilitate sigură de a lua legătura cu realitatea. Domnule, dumneata, vrei să-mi dai o veste proastă? Da, doamnă. Dar nu știu cum să încep. S-a întâmplat ceva cu fiul meu? Da, doamnă. Tocmai de aceea am fost trimis ca să vă pregătesc sufletește. Nu e ușor lucru să pregătești pe cineva sufletește. Puneți-vă în locul meu. Unii aduc veștile proaste ca și cum ar tăia în carne vie. Eu, doamnă, pot spune că am procedat întotdeauna cu tact și cu finețe. Am reușit întotdeauna să transmit cele mai îngrozitoare vești în modul cel mai subtil cu putință. Nu mi s-a întâmplat încă să ratez momentul ăsta. Datorită modului subtil în care m-am comportat, foarte mulți mi-au fost recunoscători. Au fost economisite, dacă pot să mă exprim așa, mii de lacrimi. Uneori am reușit chiar să transform totul într-un prilej de speranță și chiar de bună dispoziție. Și chiar acum, dacă aș ști cum să încep, cred că am putea sporovăi într-o altă atmosferă caldă și plăcută. Multă lumină am adus în casele oamenilor, datorită modului meu plăcut de a fi. Mi-am câștigat mulți prieteni și în multe case m-am întors cu plăcere. Spune odată! Fiul meu a murit? Da, doamnă. Știți, eu cunosc bine sufletul omului. Mă pricep să aleg perfect momentul acela unic. Momentul când îmi este permis să pun pentru o fracțiune de secundă degetul pe rană. Vă rog să mă credeți, nu e om care să pună degetul pe rană mai fin decât mine, mai ușor și mai insesizabil decât mine. Uneori reușesc adevărate performanțe, ating rana atât de discret și de tandru, încât ea aproape că se vindecă. Știam. Știam că o să se termine așa. De fapt, am de gând să vă mărturisesc totul. Da, vreau să vă mărturisesc totul. Pentru că marele meu secret stă în modul în care știu să împart suferința cu celălalt. Pentru că eu, doamnă, am o putere de a suferi imensă, covârșitoare. Iată de ce, când aduc câte o veste îngrozitoare, suferința de pe chipul meu impresionează atât de profund încât cei loviți de adevărata nenorocire sunt primii care încep să mă compătimească. Uitați-vă la mine, doamnă. Uitați-vă cum arăt, desculți și cu bocancii uzi. Pentru că eu, doamnă, eu nu-mi las niciodată bocancii murdari peste noapte. Taci! 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 Așa se dă o veste ca asta? Nu e așa? E o crimă să-ți lași bocancii murdari peste noapte. Multăria roade tot, ucide tot. Taci! Subțiază tot. Oare am greșit cu ceva? Oare am omis ceva?
Îmi pare extrem de rău. Poate că am încurcat unele fraze, dar în general tot ceea ce v-am spus ar fi trebuit să vă liniștească enorm. Da, acum ar fi trebuit să vorbim despre cu totul alte lucruri. Știți, eu am avut o copilărie extrem de grea și de nefericită. Da, cum s-a putut întâmpla? Cum? Dacă ați încurcat listele? Nu, doamnă. Poate ați încurcat listele? Sigur n-ați încurcat listele? Nu, nu, doamnă. Eu nu încurc niciodată nimic. N-ați putea să-mi arătați un pic listele? Eu am fost întotdeauna corect și prompt. Asta e o meserie de mare precizie. Aș vrea să știu tot. L-ați cunoscut personal? Nu. L-ați cunoscut cumva? Nu. A murit în luptă? Nu chiar în luptă, dar oricum în uniformă. Deși dacă mi-amintesc bine, avea mânecile suflecate. O, regulamentul... Așa era el. Nu putea suferi mânecile. Da. De mic copil își tot sufleca mânecile de la cămașă. Știam eu că se explică. Totul se explică. Mai spuneți-mi, cum îi stătea chipiul? A fost viteaz? S-a bătut ca un leu? N-a apucat să se bată. Tocmai fusese tuns. Cum așa? Poate nu i s-a dat armă? I s-a dat, doamnă, dar nu prea știa să umble cu ea. Ca să vă spun adevărul, nu se cam pricepea la nimic. Nimic? Nimic? Ei, nu chiar nimic. Știa să stea în poziția de drepți. La treaba asta era foarte bun. Și cred că în poziția de drepți el se odihnea, de fapt, foarte tare. Îngrozitor. N-ați vrea să dați puțin drumul la robinet? Cu plăcere. Când aud apa, mă liniștesc. Ce fel de apă e asta? Apă? Ce fel de apă vreți să fie? E neagră. Cum puteți să beți apă neagră? Dar eu nu o beau, o ascult. Și băiatului meu îi plăcea să asculte apa. Uneori ascultam amândoi cum picură apa și asta ne făcea să ne simțim foarte apropiați unul de altul. Îndeosebi sâmbăta după amiază și toată duminica ascultam cum curge apa. Fiul meu știa cum să dea drumul la apă în funcție de starea noastră sufletească. Dacă eram obosiți, lăsam numai mici picături să se prelingă din seavă. Cu cât eram mai obosiți, cu atât picăturile curgeau mai rar. Fiul meu avea o îndemânare fantastică în ce privește robinetul. Știa să-l strângă la așa fel încât să curgă uneori câte o picătură pe oră. Da, domnule, a fost un copil ciudat și exemplar. Din prima clipă când l-am născut, mi-am dat seama cât de fragilă va fi întâlnirea lui cu lumea. N-a plâns niciodată, nici măcar în somn. N-a scâncit, n-a vociferat. Cât a fost mic, a stat în pătuțul lui și a așteptat. N-a clipit, n-a tușit, n-a făcut pipi, n-a făcut caca. N-a sughițat niciodată. Nu s-a îmbolnăvit niciodată. În timpul zilei stătea treaz, în timpul nopții dormea buștean. Când a crescut, obișnuiam să-l trimit după lapte și el venea de fiecare dată cu o sticlă de lapte. Îmi creștea pur și simplu inima. Dacă îl trimiteam după pâine, venea cu pâine. Dacă îl trimiteam după săpun, venea cu săpun. Pășea întotdeauna pe lângă ziduri, traversa străzile numai pe la colțuri. În adolescență îi plăcea să prindă muște și să pescuiască. A fost un copil bun, un fiu minunat.
tăcut ca o fată mare. Cel puțin a spus ceva înainte de a muri? A spus au. A spus au? Da, a spus au. Înseamnă că l-a durut. Se poate să-l fi durut, dar puțin. L-a sfârtecat vreun obuz rătăcit. A, nu, era pace. Era pace? Atunci cum s-a întâmplat? Cine putea să-l omoare în timp de pace? Calul, doamnă. Calul! Calul! Cel roșu! Și doar i-am spus să nu se apropie niciodată de cal. Și totuși s-a apropiat. Tocmai mă întorceam cu căruța cu pâine și fiul dumneavoastră s-a ridicat de jos și s-a apropiat de cal. I-a spus: calule. Și atunci calul l-a privit drept în ochi și l-a lovit simplu, scurt, cu piciorul. Asta a fost tot. Era într-o însorită dimineață de duminică. A doua zi urma să primească o pereche de bocanci pe măsură. Ce ghinion! Măcar să fie apucat să umble puțin cu ei. Asta a fost tot, doamnă. Eu v-am adus aici lucrurile lui. Lucrurile lui? Care? Doamne, nu visez. A lăsat ceva în urma lui. A lăsat 5 pachete de biscuiți. Atât? Atât. Dă-mi-le. Dă-mi-le repede. Sunt buni. Sunt biscuiți cazoni. La noi, la regiment, se fac cei mai buni biscuiți posibil. Să-mi dați și mie rețeta. Rețeta era scrisă pe ambalaj. Nu trebuia să rupeți ambalajul. Nu știu ce am. De un timp ori de câte ori văd o hârtie, îmi vine să o mototolesc. Atunci, la revedere, doamnă. Stai! Și mormântul. Cum ajung la mormânt? Mormânt n-are. Vreau să spun, cadavrul. N-are cadavru. Nu înțeleg. A murit și n-a lăsat nimic în loc? Exact. Nu se poate, nu se poate. Nu, 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 nu. Pur și simplu nu-l recunosc. E destul de ciudat, într-adevăr. Nu știu cum să vă spun. Fiul dumneavoastră a fost blând ca o adiere de vânt. Da. Pur și simplu a dispărut din univers. Din cauza durerii s-a chircit și s-a tot chircit până când s-a făcut cât un punct. Și apoi punctul a dispărut. Prin asta s-a arătat, ca să zic așa, un soldat exemplar. Gândiți-vă cât de curat ar fi totul în jurul nostru dacă soldații n-ar lăsa niciun cadavru după moartea lor. Și pachetele cu biscuiți? Sunteți sigur că sunt ale lui? Au fost găsite sub perna sa, în dormitor. Să nu îi le fi pus cineva acolo? Se poate și asta. Doamnă, îmi permiteți să închid apa? Mi-e tot una. Așa. Acum e mult mai bine. Doresc să vă las în liniște. Mai rămâneți! Aș putea să vă fac un ceai de verbină. Din păcate, mă așteaptă calul. Știți, când plouă e un adevărat chin pentru el. Se îmbibă de apă și după aceea abia îl mai urnesc. Totuși,
Îmi permiteți să vă mai vizitez? Din când în când? La revedere, domnule. Și aveți grijă, nu trântiți ușa de jos. La ieșire. Cine a fost? Vreau să știu cine a fost. N-a fost nimeni, tată. Cineva a trântit ușa. Am auzit că m-a trântit ușa de la ieșire. Tată, nu s-a auzit nicio ușă. S-a auzit. Iar te-ai dat cu colonie. Nu vrei să-mi spui cine a fost? Mă scoți, mă scoți din sărite. De ce nu mă chem și pe mine când vine cineva? Hai să te otrăvești din cauza mirosului. Dacă-ți pleacă, de ce nu i-ai spus să nu trântească ușa de jos la ieșire? Trebuia să-i fi spus să nu trântească. De ce izbesc toți ușa de jos? Și de ce o izbesc la ieșire? De ce nu izbesc la intrare? De ce să intre tiptil? De ce intră toți tiptili și de ce îi strântind ușa? Unde ți-ai lăsat cipilica? Tată, de ce nu spui cipilica? De ce nu o ții lângă tine? A fumat. A fumat. Este că a fumat. Unde ai ascuns chiștocul? Vreau să văd chiștocul. N-a fumat nimeni. Aici e venit fereastra. De ce ai înțepenit fereastra? Vreau să iasă fumul! Știi că nu suport fumul! Poftim, s-a deschis. Uite cum iese fumul. E fum de la gunoaie. Ard gunoaiele. Închide-o! Închide-o că intră fumul de la gunoaie. Să văd, să văd unde-i focul. Vreau să văd focul. Unde-i focul? Dar nu e niciun foc, gunoaiele ard fără foc. Doar mocnesc. Mi-e frică, știi? Să nu ne prăbușim cumva peste gunoaie. Dacă ne prăbușim peste gunoaie. Tată, hai, 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 culcă-te. Culcă-te. Dacă ți-e frică, culcă-te. Ori de câte ori ți-e frică, e bine să te culci. Când dormi se fleșcăiește pielea. E mai bine dacă stau treaz, crede-mă. Când stau treaz nu pierd nici timpul. Crede-mă că mi-e mai ușor să stau treaz. Mă înțelegi? Dacă stau treaz, câștig timp. Dacă stai treaz, ațipești în cărucior. Și ce dacă ațipesc în cărucior? Parcă de ce ațipesc? De-aia ațipesc, pentru că mă simt foarte singur. Înțelegi, Izabel? Asta se întâmplă de fapt cu mine. Când mă simt foarte singur, ațipesc.
Jură că dacă mai ațipesc în cărucior, mă trezești. Jur. Mai spune odată. Jur. Întotdeauna când dorm, știu că dorm. Și culmea e că deși știu, nu mă pot trezi. De asta mă tem eu cel mai mult. De asta. Că nu o să pot să mă trezesc. Nu visez nimic. Și totuși nu pot să mă trezesc. Și simt cum mi se lărgește pielea din cauza somnului. Nu auzi, Isabel? Pentru că nu știi să dormi. Trebuie să dormi cu fața în sus și să respiri numai pe nas. Păi și dacă plouă? Ce te faci când plouă? Că nu poți să respiri pe nas. Știi că nu poți să respiri pe nas, știi? Isabel, hai să ieșim puțin la plimbare. Plouă. Nu pot să te scot pe ploaie, tată. Și ce dacă plouă? Vreau să mă scot pe ploaie. Ruginește căruțul cu rotile. Ai, ce rea ești. Ce rea ești. Mi-e rușine că te-am făcut. Am să-i povestesc și doamnei Hilda totul. O să afle toată lumea să știi. Vreau chiar mâine să trecem pe la doamna Hilda. Doamna Hilda s-a mutat. S-aud picioare pe stradă. S-aud picioare pe stradă. Este că s-aud picioare pe stradă. Dacă s-aud picioare, înseamnă că a stat ploaia. Hai, hai să te întinzi. Hai, vrei să te întinzi? Hai să te întinzi, hai. Hai să te trec din cărucior pe pat. Hai. Nu, nu. Mai stau puțin cu tine. Vroiam să-ți spun ceva. Ceva foarte important. Am observat azi dimineață. Îți spun că ceva nu e bine. Din cauza ceasului. Eu cred că minutarul, ori de câte ori trece peste limba mică, înfulecă pe furiș câte o bucățică din limba mică. Nu-i adevărat? Ba da, Isabel, ba da, de 10 zile stau cu ochii pe ceas, îți spun. Am numărat de mii de ori. Am măsurat cu niște sforicele. Am la mine toate sforicelele. Am măsurat de fiecare dată și limba mare și limba mică. Limba mare nu are nimic. Limba mică e de fiecare dată mai subțire. Uite, mai subțire și tot mai subțire. Îți dai seama ce o să se întâmple? Îți dai seama, Isabel? Mai lasă-mă să stau cu tine. Stai... Dar să nu încep iar. De câteva nopți visez foarte multe borcane cu compot. Oare e bine? Bine. Povestești. Nu povestesc nimic dacă nu mă întrebi. Hai spune, cum ai cunoscut-o pe mama? Nu povestesc nimic. Hai. Ce știi tu? Nu vreau să știu nimic. Hai, spune odată, cum ai cunoscut-o pe mama? Foarte simplu. Eram în băcănie și ea tocmai cumpărase câteva borcane cu compot. Câte? Câte? 15. Ce făcea cu atâtea borcane cu compot? Asta m-a întrebat-o și eu. M-am luat după ea și am întrebat-o: domnișoară, ce faceți cu atâtea borcane cu compot? Și ea? M-a făcut șobolan, gândac și maniac necioplit. Și tu? Eu eram sergent. Și ea? Ea a luat tramvaiul. Eu m-am urcat după ea în tramvai. Peste 6 săptămâni eram căsătoriți. Peste încă 6 săptămâni a început războiul. A fost un mare război. Destul. Nu, nu, nu.
ultimul moment. Dar nu-i nimic rău în asta. Noi eram oricum mai mulți și mai bine instruiți. Astăzi nu se mai face instrucție ca atunci. Astăzi totul nu e decât o fușereală. Toată lumea crâcnește. Până și vatmanul crâcnește. Cum să câștigi când ăștia crâcnesc în spate? Sunt nebuni cu toții. Le lipsește instrucția. Hai să te trec pe pat. Hai. E mai bine și pentru cărucior. Se mai întind arcurile. Ți-am arătat crucea cu două colțuri. Uite-o. Știi tu cât de greu se primea pe vremea aceea crucea cu două colțuri? Astăzi toată lumea primește crucea cu două colțuri. Nu vrei să sting lampa? Îți bate lumina în ochi. Ochiul trebuie să rămână odihnit pentru somn. Ți-am arătat crucea cu trei colțuri. Uite-o. Știi tu cât de greu se primea pe vremea aceea crucea cu trei colțuri? Azi toată lumea primește crucea cu trei colțuri. Nu vrei să-ți scot bocancii? Nu e bine să dormi cu bocancii în picioare. Bocancii sunt grei și te trag la fund. S-a arătat crucea cu patru colțuri. Uite-o. Știi ce greu se primea pe vremea aceea crucea cu patru colțuri? La trapezunt n-au scăpat decât vreo 10 oameni. Și numai unul a primit crucea cu patru colțuri. Azi toată lumea primește crucea cu patru colțuri. Hai, gata. Pentru ce? Pentru ce? Hai, dă-mi-le. Dă-mi-le să ți le pun în dulap. Nu dau nimic. Nu mă cicăli. Vreau să dorm cu ele. Hai să răcești. Dacă le mai ții toată ziua pe piept, hai să răcești. Ești rea. Oh. Am să-i povestesc doamnei Hilda. Iar mâine vreau să trecem pe la doamna Hilda. Ți s-au descusut toate hainele din cauza lor. Dar de la trapezunt. Știi cum am scăpat, nu? Știi? De unde să știi? Nu știi. Știu. Nu, întreabă. Cum? În not. În not. Pe toți dragi am înotat o noapte întreagă printre cadavre umflate și bucăite. Astăzi m-am uitat de curiozitate pe deasupra râului. Mi se pare că încă mai plutește ceva. Nu vrei să dau drumul la apă? Hai să te liniștești dacă dau drumul la apă. Dă-i drumul. Chiar mă gândeam să te învăț să noți. Și chiar așa trebuie început. Trebuie să înveți să te obișnuiești cu apa. Astăzi lucrurile sunt atât de fragile. Mult mai fragile. Se ducă repede la fund. Asta pentru că nu au articulații, înțelegi? De aceea trebuie numai decât să înveți să te ții la suprafață. Se poate învăța într-o seară, dacă vrei. Chiar astă seară, înțelegi? E foarte important să te ții la suprafață. Oricât de mic ar fi apa. Ai apă? Am un pahar plin. E adâncă? E neagră. Nu ți-e frică de ea? Nu. Atunci e foarte bine. Pentru un înotător cel mai grav lucru este să-i fie frică de apa adâncă. Nu mi-e frică de apă. Mi-e frică de aer. Tată, în apă este aer? Nu se știe niciodată cât și cum. Trebuie să bei tot paharul. Numai în felul acesta e să afli cât aer este în apă. Trebuie să bei toată apa în care urmează să înnoți. Numai așa ajungi un bun înotător. E târziu. Nu vrei să tragem perdelele? Ori să intre gândacii? Ai băut? Da. Acum aștept. Tot ce e mai bun de făcut este să aștepți. Cine știe să aștepte e salvat.
Dacă știi să aștepți, creierul se odihnește de la sine. Cine reușește să fie odihnit poate aștepta mai ușor. Cu cât ești mai odihnit când aștepți, cu atât lucrurile ți se par mai puțin importante. Când aștepți însă, e bine să aștepți singur. Cine nu așteaptă singur, nici nu merită să aștepte. Cel mai bine e să stai să aștepți pe-ntuneric. Cine are perdele de catifea neagră e salvat. Pentru că oricând își poate face întuneric în cameră. Oricând! Poftiți. Numai dacă nu deranjez. Nu. Numai că nu știu despre ce e vorba. Cum se poate? Nu vă mai amintiți de nimic? Florile. Ah, garoafe. Nu le pot suferi. Dar poate că e din cauza după-amiezii. În fiecare după-amiază mă simt oarecum tulburată. Dar asta e, cred, din cauza luminii. În fiecare după-amiază lumina are un tremur ușor. Și asta e cu siguranță din cauza întunericului. Întunericul se lasă atât de încet încât simt cum propria mea piele se prăbușește peste mine. Da. Intrați totuși. Puteți lua loc pe geamantanul acela. Mulțumesc, domnișoară. O să pun garoafele în geamantan. Mai bine. E chiar confortabil aici. Sunteți sigur că nu ați greșit casa? O, nu? Eu nu încurc niciodată nimic. Chiar dumneavoastră mi-ați permis să vă mai vizitez din când în când. Adevărat? De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, chipul dumneavoastră mi se pare cunoscut. Păi nu, vă dați seama, n-aș fi venit niciodată de capul meu. Ciudat. Chiar și modul în care povestiți mi se pare oarecum cunoscut. Vă place cum știu să povestesc? Îmi place, îmi place foarte mult. Mă simt cumva mai apărată atunci când vă aud glasul. Pentru că sunt un om tonic. Întotdeauna am reușit să mă apropii foarte repede de oameni. Chiar n-ar fi mai bine să ne tutuim? V-ați mai tutuit vreodată? Nu știu. Poate de mult, în copilărie. Să nu dezgropăm copilăria. Mai bine să vorbim despre prezent. Știți, eu sunt mesager la regiment. Știu. În fiecare seară tatăl meu îmi povestește despre bătălia de la Trapezunt. Ați fost cumva la Trapezunt? Să nu mai vorbim de Trapezunt. Chiar de acolo vin, domnișoară. De la Trapezunt? Priviți numai o clipă la aceste urme de noroi. Noroiul e încă proaspăt. Priviți-mă numai o clipă în ochi. Pare că eu mai sunt om, dar eu nu mai sunt om. Am văzut lucruri îngrozitoare. Ochiul meu e deja blestemat pe veci. Morții mi-au rămas în creier. Și tatăl meu? Ce știți despre tatăl meu? Tatăl dumneavoastră a scăpat. Maică făcătoare de minuni. Da, domnișoară, a scăpat. Este o mare bucurie pentru mine să vă dau această veste. Tatăl dumneavoastră este cu adevărat un erou. Și asta pur și simplu pentru că a scăpat. Domnule, pot să vă ofer o ceșcuță cu sâmburi de caise? Din păcate,
Pe drum mi s-a întâmplat o mare nenorocire. Ce vreți să spuneți? Care drum? Despre ce drum e vorba? Despre drumul de întoarcere, evident. Din cauza singurătății și-a pierdut mințile. Cum adică și-a pierdut mințile? Adică a nebunit. Dar de ce s-a întors singur? Pentru că a fost singurul care a scăpat. Nu înțeleg. Și mai e și calul. Nu înțeleg absolut nimic. Știți, cred că e din cauza aerului. După amiaza aerul se prăbușește de la o atât de mare înălțime. Liniștiți-vă, domnișoară. Dacă vreți, putem discuta despre altceva. Nu. Mai bine încercați să dați puțin drumul la apă. Nu curge! Răsuciți până la refuz. Am răsucit, dar nu curge nimic. Lăsați-l așa. Oricum, e mai bine. Acum vă ascult. Știți, drumul cu cât e mai lung, cu atât sporește singurătatea. Iar drumul de întoarcere, domnișoară, e întotdeauna al dracului de lung. Vedeți, pentru tatăl dumneavoastră, războiul a fost un fleac. Singurătatea însă, la întoarcere, l-a dat gata. Și plus de asta, l-a urmărit și calul. Calul? Propriul lui cal? Nu se știe încă al cui a fost calul. Nu se știe al cui a fost și cum a scăpat de acolo. Cert este că l-a urmărit pas cu pas pe tatăl dumneavoastră. L-a urmărit cu ferocitate zi de zi, noapte de noapte. A fost cu siguranță un adevărat coșmar. Vă dați seama ce cumplit este să-ți fornăie cineva în ceafă? Groaznic! Domnule, mi-ați dat o veste năpraznică. N-o să am liniște toată după amiaza. Pot să vă mai spun absolut confidențial că nici calul n-o s-o mai ducă mult. Cred că și calul la rândul său a fost oarecum zguduit. În măsura în care știți la animale, în sfârșit, totuși regimentul vă dăruiește acest excelent fotoliu pe rotile. Altul? Nu. Același, numai că puțin mai șifonat. E cam turtit. Groaznic de turtit. Are nevoie doar de niște mici reparații. Tatăl dumneavoastră se va odihni în el până la sfârșit. Mulțumesc, domnule. Am să am grijă de tot. E o piesă destul de rară. Astăzi nu se mai fac lucruri atât de frumoase și de liniștitoare. Totul e să-l ștergeți de praf, mai ales sub manșoane. Sub manșoane se adună extrem de multă murdărie. Știu, domnule. De ani de zile încerc să scot firmiturile care s-au îndesat în dușul meu și nu reușesc. Totul e să aveți răbdare. Nebunia bătrânului e blândă și calmă. Prezența lui într-un colț al camerei va fi ca o rază de lumină. De fapt, așa a fost el întotdeauna, blând și calm, nemaipomenit de calm. Vedeți? Poate că în adâncul lui nu s-a schimbat cu nimic. A fost un om atât de bun încât aproape că nu-mi pot aminti nimic despre el. Nu s-a răstit niciodată la mine, nu m-a privit niciodată în ochi și nici nu știu să-mi fi spus vreodată vreun cuvânt. Când eram mică, îmi cumpăra jucării, dar nu îndrăznea să mi le dăruiască. Le îndesa pe toate în dulap, până când rafturile dulapului s-au prăbușit sub greutatea jucăriilor. Dulapul e la locul lui și azi, dar n-am avut niciodată curajul să-l deschid și să mă uit înăuntru. Numai uneori, în nopțile friguroase, roțile și arcurile încep să pocnească ușor.
Grozav îmi place cum se răsucesc lucrurile în timpul nopții. Cizmele mele, din cauza întunericului, se plăștesc pur și simplu. Mai târziu, când a început să îmbătrânească, se ascundea și mai mult de mine. Trecea dintr-o încăpere în alta, mai ușor ca o umbră. Se așeza la masă și mânca pudic, în tăcere. Farfuria din care mânca rămânea la sfârșit atât de curată încât pur și simplu mă îngrozeam. Unii bătrâni râgâie după masă. El rămânea ore în șir cu fălcile încleștate. Când ploua, obișnuia să se așeze în fața ferestrei și să privească în gol. Uneori se plimba prin ploaie și hainele nu se udau. Toate ușile sale se deschideau fără zgomot, toate gesturile îi se topeau în aer. Era atât de singur încât e de mirare că a putut să aibă copii. Ați adormit? Nu, domnișoare. Mă gândeam doar cu ochii închiși. Ce au? Și-au pierdut mințile? Nu, domnișoară, e paradă. Se întorc soldații eliberatori. Ce frumoși sunt! Oare or fi toți? Naiba știe. Uneori se întorc mai mulți decât au plecat. Numai că din cauza înghesuielii nu se observă nimic. Din cauza înghesuielii și din cauza întunericului. Tata spunea că soldații eliberați defilează deseori alături de soldații eliberatori. Se poate așa ceva? Domnișoară, cel mai bine e să închideți fereastra. Nu, aș vrea să le fac măcar cu mâna. N-are niciun rost. Vă rog să mă credeți. Soldații sunt orbi. Sunt orbi și surzi. Trompetele cântă pentru public. Dar vreau să văd cai. Caii sunt nevinovați. Îmi place atât de mult să văd cai. Feriți-vă, domnișoare, să mai priviți cai. Nu mai sunt cai de altă dată. Acum au devenit răzbunători și lacomi. Rătăcesc peste tot și pândesc pe sub uși și pe la ferestre. Ce trist! Oare chiar în momentul acesta suntem pândiți? Nu știu, domnișoare. Nu știu. Poate că suntem. Dar poate că nu suntem. La revedere. Și aveți grijă să curățați bine manșoanele. Gata! Plecați! E târziu și mai am câteva drumuri de făcut. Aveți grijă să nu trântiți ușa de la ieșire. Tatăl meu are un somn atât de ușor încât uneori mi-e frică să deschid și o carte. Se poate? Tocmai eu? Să pui și castroare. Din care? Are mai de supă. Ca
Vezi prosopul? Da. Ăsta prosop. Prosop cazon. Ia uite pielea. Și colonelul zice, pielea trebuie frecată. Frecată și iar frecată. Mă simt nemaipomenit. Gata masa. Pahare. Mai aduc pahare. Câte? Toate paharele. Toate. Aduci și tava. Da. Un pahar aici, încă unul aici. Ți-am povestit de colonel? Nu. Vrei cămașa cu dungulițe vișinii? Nu, nu. Vreau cămașa mea militară. Da, acum ești acasă. Nu, nu. Acasă? Pe stradă vreau cămașa mea militară. Și colonelul zice, acasă, pe stradă, militarul e militar. Militarul trebuie să fie întotdeauna îmbrăcat corect și să se gândească numai la victorie. Nu te poți gândi la victorie dacă nu ești îmbrăcat corect în hainele tale. Și cine nu se gândește la victorie e un șarpe și un broscoi râios. Și patria până la urmă îl strivește. Înțelegi? Am să bat ușa aia în cuie. Am să bat ușa aia de la intrare în cuie. Am să o bat dracului în cuie. Nu te enerva. Vezi picăturile astea pe jos? Nu. De la mine sunt. Toată dimineața mi-a sângerat urechea din cauza ușii. De la izbituri? Și de la răzuit. Toată dimineața ai răzuit lingurițele alea nenorocite. Le-am frecat, tu m-ai pus. Argintul trebuie frecat. Să le văd. Toate? Toate, adu tot argintul. Și salatiera? Și salatiera. Și frapiera? Frapiera... Frapiera pune-o deocamdată la perete. Văd eu ce facem cu frapiera. Și totuși arăți foarte bine. Arăt foarte bine pentru că sunt vesel. Și colonelul zice, soldatul trebuie să fie vesel. Soldatul trebuie să fie vioi, să aibă fruntea netedă, să privească întotdeauna drept în față și să privească senin. Pentru că viața soldatului e senină, pentru că și cauza e senină. Cauza! Da, cauza, mai ales cauza. Cine nu e fericit că luptă pentru cauză, nu e decât un șarpe. Și un broscoi râios. Și patria îl va strivi. Și pe asta, pe farfuria asta, spal-o. Nu vezi ce murdară e? Pe unde vezi tu că e murdară? Câtă e soioasă. Nu e soioasă, e de la clătite. Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă. Peste tot miroase a clătite. Tu când faci clătite, totul miroase a clătite. Pijamaua miroase a clătite. Până și zahărul miroase a clătite. Azi, ce ai? Am. Și bucătăria e ca dracu, e toată numai degete. Parcă-i făcută din degete murdare. Azi, ce ai? Am. Pentru că trebuie să fie ordine. Așa nu se poate lupta. Lupta se dă în ordine. Și luptă e peste tot, peste tot. De aceea și colonelul zice, lupta se dă peste tot. Lupta e grea, lupta e lungă. Și dacă nu e ordine, o să fie și mai lungă. Pentru că victoria depinde de noi, de noi toți. Cu cât ordinea e mai perfectă, cu atât victoria e mai aproape, e mai sigură, e mai... Înțelegi? Știe colonelul ce spune. Poftim. Uite farfuria. Trebuie să înțelegi. Înțeleg. Nu trebuie să te superi, trebuie să înțelegi. Războiul nu e joacă. Am și farfurioare de gem. Războiul purifică popoarele. Purifică sufletul, sângele. În sfârșit se alege sămânța. Aia bună, aia care are dreptul să rămână, să fie, să rămână, să fie. Așa zice și colonelul nostru. Ți-am povestit de colonelul nostru? Nu! Nu știu ce ne-am face fără colonel. Platoul pentru friptură, fructiera, cleștele pentru gheață. Am auzit că doamnei Hilda i-a murit băiatul. Vezi? De aceea spun, geamurile sunt murdare. Murdare pe din afară. Nu contează. Eu vreau să spun că așa nu se poate. Eu vreau să spun că trebuie să fim curați și serioși toți.
pe din afară și pe dinăuntru. Pentru că Victoria bate la ușă. Victoria vine, e acolo, se vede. E aici. Poate că a și venit. Și noi? Cum întâmpinăm noi Victoria? Cu farfuriile murdare? Cu ușa aia de la intrare care nu se închide? Casa noastră trebuie să fie lună. Viața noastră trebuie să fie lună. Aici mai lipsește ceva. Sfeșnicele? Aș putea să aduc sfeșnicele? Da, 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 da. Dragul meu. Doamne, doamne, câte am așteptat. Ce gânduri, ce... Hai. Sfeșnicele? Ai auzit că doamne Hilda i-a murit băiatul? Tot ce se află în fața noastră, spune colonelul, e al nostru. Ceva uriaș, grandios, imens. Ce va fi ca noi, după chipul celui mai bun dintre noi. Pentru că războiul nu ucide, războiul naște oameni adevărați. Da, 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 cei buni, cei adevărați ies întotdeauna numai din moarte. Din moarte și numai din moarte. Numai moartea ne întărește, numai moartea ne înalță. Pentru că ea e ca un ochi care ne privește mereu. De aici, de acolo, de sus, de jos, ne înțelege, ne arbitrează, ne îmbată. Pentru că dincolo de ea e Victoria. Hans, n-ai auzit ce am spus? Sticle, sticle, sticle. Goale? Goale. Goale? Goale, goale. Și era băiatul ei cel mare, a fost așa de trist. Au pus negru peste tot, au stat cu ferestrele închise aproape o lună și... M-am rugat și eu pentru tine. Mă auzi, scumpule? Se întâmplă. Se poate, nimeni nu spune nu. Sunt și pierderi. Întotdeauna sunt și pierderi. Când cauza e foarte înaltă, când viitorul strălucește ca soarele, sunt și pierderi. Mai dăm și sânge, dar sângele ăsta, ce e el? Ce? Da, el curge, dar se și întoarce pe altă cale, pentru că el va fi liantul, liantul care ne va uni. Mai târziu, mortarul care ne va ține unul lângă altul în numele edificiului. Da, așa e, numai că eu am fost atât de tristă, cu cât mă rog mai mult, cu atât sunt mai tristă și mai speriată. Ne rugăm uneori împreună, eu cu doamna Hilda și cu fetițele. Stăm așa ore în șir. Ușa se tot izbește, lumea fuge pe stradă și noi ne gândim. Eu mă gândesc la tine și te văd. Când mă rog mult, amorțesc și dintr-o dată încep să te văd. Doamna Hilda a slăbit așa de tare. Asta nu e bine. Nu. Nu. Vreau să fii grasă și frumoasă. Aprinde veiozele toate. Da. Cascheta mea. Aici. Unde-i tomberonul? Vreau și tomberonul. Așa, și coșul cu rufe murdare. Adu și rufele, toate. Toate. Așa a fost câmpul de luptă. Dă-mi carafa. Da. Da, umple-o cu apă. Tare mă tem că doamna Hilda o să orbească pur și simplu. Da, râul. Aici era un râu. Așa a fost. Noi eram aici. Aha. Aceștia, da. Eu poate că sunt ăsta, chiar ăsta, sfeșnicul ăsta. Toți așteptam, unul lângă altul, umăr la umăr, ca o inimă uriașă, ca o inimă care s-a rostogolit dintr-o dată înfricoșătoare, ca un munte rotund. Nimeni nu poate sta în picioare, nimeni nu poate sta în fața inimii care se rostogolește. Când se rostogolește, a fost ca un vis, ca un cosmos. Breșe, pac, păduri, pac, buf, ăsta-i platoul, ha! Și inima, damb, 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 până aici și acum la dreapta, pac, pac, pac. Vezi ceva? Aici nu mai există nimic. Totul trebuia adus la mărimea unei pietricele, la atât. Tom, ca după aceea din astea mici, 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 va fi mult mai ușor să refacem, pentru că vom reface,
Vom reconstrui, dar după chipul și asemănarea noastră. Pentru că așa zice colonelul, lumea trebuie să aibă un singur chip. Și acela trebuie să fie chipul nostru. Și nu atât al nostru, cât al celui mai bun dintre noi. Poftim! Unde crezi că s-a ascuns el? El, dușmanul scârbos și puhav, înveninat și înfricoșat. Unde crezi tu că s-a ascuns dușmanul nebunit de frică și puhav? Unde? Aici? Nu! Ăștia suntem noi! Unde atunci? Dar mai gândește-te pentru numele lui Dumnezeu, gândește un pic! În supieră? Pe dracu în supieră! Gândește, gândește! Dar nu știu! În colț? Acolo, acolo! Ca un șobolan pe toți draci, acolo! Draga mea! Și acum, imaginează-ți, încă puțin, încă puțin, da? Și îl încercuim, tot mai strâns, da. Tot mai strâns, da. Și încă, și încă, poate chiar mâine, mai știi, îl vom izbi, definitiv, mortal. Înainte! După mine! După mine! Cu tot armarul! Cu toți dracii! Înainte! Să terminăm cu ei! Vreau să se termine odată! Îi vom izbi cu adevărul nostru, cu chipul nostru, care este indivizibil! Și eu am să curăț totul! Unic, etern! Vom învinge pentru că adevărul nostru este etern! Am să deschid geamurile, am să le spăl, am să chem pe cineva pentru ușă! Pentru că suntem eterni! Pentru că Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu etern! Azi. Ce mă bucur că te rogi tu din când în când. Încă o mișcare, o singură, ultimă mișcare. Damb, damb, damb. Până aici și acum la dreapta. Pulvere. Și acum la stânga. Pulvere. Fără milă, pentru că victoria n-are milă. E gata. Așa. Vierme inamic, fă ceva dacă poți. Da, da. Da, mereu mă întrebam, oare unde doarme el? Oare ce mănâncă el? Oare îl plouă? Oare nu-l doare spatele? Inamicul mai bine ar face dacă s-ar preda. Uită-te la ei. Ce mai scârție masa asta. Gata, 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 dragule, gata, gata. Ai transpirat tot. Dă-mi prosopul meu din geamantan. Ia prosopul nostru din baie. Nu vrei prosopul nostru din baie? Nu, 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 nu. Dă-mi prosopul meu din geamantan. Culmea e că pe colonel îl cheamă tot Hans. Ce părere ai despre chestia asta? Hans. Hans, tot Hans. Ce frumos. Nu, da. Când m-a văzut prima oară mi-a spus: pe amândoi ne cheamă Hans. Da, da, da. Blondule. Minunatule. Mare noroc avem de colonel. Când ne-a văzut prima oară, chiar asta ne-a spus: mare noroc aveți de mine, copii. Iar, iar, iar ușa aia de la intrare. Mă duc să-i omor. Am să-i omor. Am să-i omor. Deranjez? Pot să mă așez o secundă? Vă rog. Scuzați dezordine. A, nu. Nu, dumneavoastră trebuie să mă scuzați. Văd că tocmai v-ați ridicat de la masă.
Dumneavoastră sunteți cel care aduce flori? Ați ghicit exact, doamnă. Vreți să-mi spuneți ceva, nu? Da, doamnă. Spune ce ai de spus și du-te. Da, doamnă. Soțul meu trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Mă întreb dacă nu cumva v-ați întâlnit deja la intrare. Ba da, doamnă. A ieșit să vadă cine a trântit ușa, nu cumva dumneata. Nu, nu, doamnă, eu nu trântesc niciodată nimic. S-a întâmplat ceva rău? Da, doamnă. Pe mult așteptam să se întâmple ceva rău. Pot să mă așez pe geamantan? Da. A murit? A murit. Bietul Hans, nu-i așa? Da, doamnă. Și n-a murit ca un erou, nu-i așa? Așa și așa, doamnă. A murit lovit de cal, nu? A, nu. Asta nu, doamnă. Cum asta nu? Nu, doamnă. De data asta n-avem treabă cu calul. Era război sau era pace? Era tocmai atacul final, doamnă. Ultimul atac. Atacul victoriei. Și el a căzut sub ochiul îngrozit și bulbucat al dușmanului. L-au ciuruit. Nu, doamnă. L-au sfârtecat. Nu, doamnă. Ei, nu. Nu, doamnă. S-a împiedicat și a căzut. Tocmai se pornise atacul. El era în primele rânduri. Se avânta mereu înainte, înainte, ca un adevărat erou. Striga mereu din toate puterile și alerga, alerga. Și tot regimentul se luase după el. Toți alergau după el din toate puterile lor și strigau. Nici dracul nu-i mai putea opri și dușmanul îi privea stupefiat. Și soțul dumneavoastră era tot în frunte, cu un drapel enorm. Drapelul flutura prin aer și poate că tocmai din cauza aerului soțul dumneavoastră s-a împiedicat și a căzut. A căzut, doamnă, cu drapelul îngreunat de aer și nu s-a mai putut ridica. Pentru că aerul fâș, fâș se prăbușea mereu peste el. Fâș, fâș. Și a rămas fâș, la pământ. Fâș, da, da. Și ai lui? Și ai lui l-au călcat în picioare. Cum? Ai lui l-au călcat în picioare? Da, doamne. Nimeni nu mai putea fi oprit. L-au strivit fără voia lor. Ăia din spate împingeau. E groaznic. Cum să calci peste un om viu? Asta e. Ce era să facem? Era o înghesuială grozavă. Nimeni nu și-a dat seama pe ce pune piciorul. Și după aia l-ați ridicat. Nu l-a mai putut ridica, doamnă. Dar am adus bocancii. Bocancii lui? Nu, doamnă. Bocancii celor care l-au călcat. Nu înțeleg. Nu înțeleg nimic. N-am avut altă soluție, doamnă. Ce a rămas din el e pe tălpile celor care l-au călcat. De-aia v-am adus bocancii. Și ce vrei să fac eu cu bocancii ăștia? Sunt 10.000 de bocanci. Mormântul lui e acolo, pe tălpile bocancilor. Eu vi-am adus. Așa am primit ordin. Faceți ce știți cu ei. N-ai vrea să deschizi puțin fereastra? O deschid. E întuneric aici. O deschid. Dar să știți că afară e la fel de întuneric. Nu. Nu poate fi mai întuneric decât aici. Cum doriți. Mie mi-este egal. Nu te supăra. Vreau să te întreb ceva personal. Întrebați-mă. Ți se pare că aici miroase a clătite? Nu, doamnă. Cum puteți spune așa ceva? Hans. Hans. E absolut fantastic. Hans! Cât sunt de moi bocancii. Veniți, doamnă. Veniți. Așezați-vă lângă mine. Mai am o serie de instrucțiuni să vă las.
Deci, bocancii. Bocancii trebuie spălați, doamnă. Trebuie spălați, spălați sănătos și lăsați apoi să se usuce încet. Și după aceea trebuie să dați cu multă cremă și lustruiți. Numai decât. Asta e obligatoriu. Orice s-ar întâmpla, avem datoria să îngropăm mortul ca lumea. Hans, cum au trecut ei peste tine? Peste micul meu Hans. Lăsați, doamnă. Zău, ce rost are. Chiar îmi face rău să vă văd așa. Și eu? Eu? Ce mă fac acum? Lăsați pe mine, doamnă. Lăsați pe mine. Eu sunt aici. Eu sunt întotdeauna aici. Și eu mă numesc tot Hans. Ați ascultat Caii la fereastră de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică Felicia Pinte. Distribuția a fost următoarea: mama, fiica și soția, Dana Dogaru; mesagerul, Daniel Badale; soțul, Mircea Constantinescu; tatăl, Dan Aștilean; fiul, Bogdan Dumitrescu; regia artistică, Gavril Pinte; regia de montaj, Florina Istodor; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Stelică Muscalu; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2009.